Ce valori și principii te-au ghidat în călătoria ta profesională și cum te-au ajutat acestea să ajungi în topul Forbes 30-30? Ar fi un set destul de larg de valori și principii care m-au ghidat, dar dintre acestea voi alege trei despre care voi vorbi în particular, și anume integritate, atașamentul față de cunoaștere și abilitatea de a tolera și de a lucra cu multe idei și persoane din culturi diferite. Am menționat aceste trei valori și principii întrucât experiența mea la nivel internațional ca diplomat și după aceea ca project manager la Columbia și toate celelalte activități pe care le-am derulat chiar și în guvernul României necesita un nivel ridicat de integritate. Trebuia să fii mereu conștient de lucrurile pe care trebuie să le implementezi și trebuia să știi exact cum să interacționezi cu diferiți stakeholder și în același timp să menții anumite standarde ridicate de etica muncii și standarde deontologice. În ceea ce privește atașamentul față de cunoaștere, din punctul meu de vedere, nu există nimic mai important decât o abordare care se bazează pe ceea ce în filozofie se numește responsabilitate epistemică, și anume, fiecare interacțiune pe care noi oamenii o avem, noi indivizii o avem cu alți indivizi, presupune un exchange, un schimb de idei și informații, iar de cele mai multe ori aceste idei au capacitatea de a contamina, iar având aceste elemente în vedere, mereu țin să utilizez cunoaștere, ceea ce nu neapărat multe persoane fac, și anume, când încerc să pornesc un nou proiect, încerc să argumentez o poziție, totul se bazează pe identificarea elementelor, pe acele informații care sunt considerate a fi cunoaștere faptică. Iar aceste elemente, după cum vă puteți da seama din explicația mea, m-au ajutat foarte mult în a obține acest prestigios premiu Forbes 30 sub 30, întrucât m-au ajutat ca într-o perioadă scurtă de timp să avansez de la Delegat de Tineret al României la ONU, care a reprezentat o activitate diplomatică la nivel internațional, până la acest prestigios loc de muncă la Columbia University.